Hai că mereu am dreptate cu ceea ce zic. Ce, te-ai dat de gol? N-am cu ce să mă dau de gol niciodată. Nu? Nu. Te-ai cam dat de gol. Nu, nu, nu. Am zis foarte bine ce am zis. Ce? Că ăsta era scopul. Că tu așa să spune lumea de acasă cum e să fii într-o relație. Nu, dar ba nu am... da, asta e dat de înțeles. Nu, aștept o persoană în casa asta, da, care să fie exact ca mine. Aia. Nu, te-ai dat. Eu am avut o relație cu Andreea. Tu te-ai contrat extrem de mult cu Andreea, de fiecare dată te-ai certat cu Andreea. În momentul în care, da, am mai specificat că nu am cum să am cu tine relații niciodată în viața asta, da? Am spus... Aoleu! Ce? Mă iau toate spumele, știi ce zic? Ce? Am spus că este un joc din partea ta. Și tu vrei să te creați pentru mine, că ai văzut că sunt foarte votat. Da, tu să crești, eu să scad și o să-mi iau extrem de mult hate. Despre asta este vorba. Eu am spus cum văd eu situația din partea ta. Asta este. Eu dacă vreau să cresc, putem să fac același lucru pe care îl faci tu. Să o fiu contra toți. Și să le spun fiecăruia câte ceva, să mă iau de toți în fiecare zi. Să-l fac pe unul gros, să-l fac pe unul urât și așa pot să am din astea cu toți. Și așa o să cresc, pentru că eu voi fi contra toți. Cum o faci tu? Da, așa ai crescut. Nu consider tu că am greșit nimic. Tu prin chestia acum asta ai crescut. Consider că am greșit cu ce am zis acum? Acum? Da. Păi acum te-ai dat de gol. Cu ce m-am dat de gol? Mie mi-a dat de înțeles că relația ta cu Andreea a fost așa, de gura publicului de afară. Ei au vrut ca voi doi să fiți împreună și tu ai făcut chestia asta. Nu. Ba da. Nu. Am așa fost ca spus pentru că am simțit să fiu cu ea. Da? Aia, da. Nu cred. Da. Nu. Pe mine mă interesează lumea de acasă, spre deosebire de voi păi toți. Păi tocmai și ei ți-au spus, Ana Marinescu, pune-te într-o relație cu Andreea. Dar te pui tu relație cu Andreea sau se pune publicul de afară, Marinescu? Eu mă pun și păi am simțit să fac treaba asta. Nu. Dar lumea a văzut. Spun eu nu că nu ai zis lumea să faci de acasă asta a văzut nu că eu simt treaba asta și de-aia a lăsat comentarii că se fac relație cu Andreea. Nu ai dar zis că eu am vrut asta, nu. De unde știi tu ce simt eu? Pentru că îmi dau seama din cuvintele tale ce vorbești, mai ales că ți-am spus că pe mine nu mă cunoști. Ia uite, unu, ai vrut să faci o relație cu ea pentru că credeai că noi ne vom aprinde toți și că voi doi, vai, veți fi amândoi păi într-un colț și toată lumea va da în voi. Nu. Nu v-ați aprins? Nimeni. Ce, că a spus Alex și sau George că relația voastră e fake? Aia, tu nu stoperai lângă mine, de fiecare dată când vorbeam cu Andreea. Dar n-am nicio treabă eu cu păi relația atunci, voastră. Atunci nu. Ce căutai de fiecare dată să... Eu? Fii pe lângă noi, da. Tot eu? Dar cine e aia? Marinescu. Eu veneam, eu eram cu Andreea și veneam lângă tine. Vezi că stăteam la masă, tu ai spus, aia, hai, vino, hai să, nu știu, să mă îmbrățișești, ceva de genul. Eram la masă aici, tot tu ai spus, aia, hai, așa, stai aici să vorbim. Nu am venit eu, nu ți-am spus eu ție, Marinescu, vino să vorbim. Marinescu, hai să stai lângă mine. Nu, tu ai spus. Nu eu. Problema nu spune că alta am venit eu lângă voi tot timpul, da, nu am venit eu lângă voi. Eu te chemam să lămurim niște situații, păi, să vorbim. Păi, dar tu m-ai chemat, nu am venit eu singură lângă voi doi. Da, bă, dar nu m-am căutat-o cu tine nici măcar o secundă. Asta nu înțelegi păi tu. Păi, da, dar nu spune mie că nici eu nu mi-am căutat-o cu tine, că eu n-am venit să te iau deoparte să spun mai nescu, hai să vorbim noi doi, da, nu. Dar cum ați o cauți cu mine? Ce-mi caut cu tine, că nu-mi caut mă nimic. Cauți cu mine? Nu. Cum nu mă cauți cu, cu mine? Cu ce? În momentul în care eu dau, reacționez la o postare a ta, mă caut cu tine. Nu-l poți să îmi place de tine. Ce? Păi n-ai niciun scop. N-ai niciun scop. Ba da. Îl scrii pe jitarul pe tăbliță și îmi reacționezi da, mie. Și îmi dai mie follow pe Instagram și îmi reacționezi mie la poze. Ți-am dat follow că tu mi-ai spus să-ți dau. Că eu ți-am spus să-mi dai? O joci prost. Nu. Și toți o joacă prost de bine, aici. Bine, lasă-mă să-ți spun acum. Și n-aveți cum să mă scoateți pe mine prost. Nu? Păi ai și tu astăzi prost, mai nu. N-aveam cu ce să-ți. Eu nu o să-mi fac niciodată relație cu nicio fată de aici din casă, pentru că dacă eu o să-mi fac o relație cu una dintre aceste fete, voi da rău la public. Pentru că ei sunt un grup, iar eu dacă voi face o relație cu una dintre ele, automat... Una dintre voi. Cu una dintre da noi. Bine, pentru mă că voi pe nu mine sunteți privite bine de lumea de acasă. Ba dacă da, vine foarte bine. Aia. Unii ne iubesc pe noi, alții te iubesc pe tine. Nu are cum să mă placă toată lumea de acasă. În fine, și tu ai și hate și ai și lucruri bune. Nu doar noi. Problema este că voi aici în casă, atât tu cât și fetele, cât și băieții, suntem de ceva vreme aici. Și deja v-ați făcut un trecut, să zic așa, lumea deja vă cunoaște. Dacă vine de acasă o
fată pe care nu o știe nimeni, în momentul ăla eu pot să-mi creez o relație cu ea. Înțelegi? Da, pentru că lumea nu o știe pe ea. Despre asta e vorba. Și așa poți să-ți creezi o relație cu ea, pentru că ea nu e în grupul nostru. Dar dacă tu vei lua o fată dintre noi, vei da prost la public. Da, pentru că voi vrei să mă scădiți pe mine. Nu! Ba da, vrei să mă scădiți cu toții. Nu, asta crezi tu. Dar tu nu vrei chestia asta, pentru că știi... Păi nu-ți muși mumea la aia. Păi aici îți arăt ce vrei tu să faci. Am specificat. Nu ești să o fată frumoasă, eu spun ce dar vrei nu tu îți să faci. Mușchi momeala. Eu spun ce vrei tu să faci. Ce gândești tu? Eu spun ce vrei tu. Ia mai spune că mă cunoști extrem de bine. N-ai schimbat două vorbe cu mine niciodată. Nu? Vezi nu. Că am schimbat în ultimul acum vorbim cel mai mult. Da. Am zis că tu nu vrei să-ți faci o relație cu niciodată dintre noi pentru că după n-ai cum să mai fii tu singur contra toți. Iar tu îți dorești ca tu să fii singur, să vadă lumea de acasă că tu ești singur, contra toată casa. Dar am și specificat. Păi știu că asta vrei, dar deci momentul ăsta să faci o relație cu una dintre noi, nu mai e cum, nu se mai întâmplă chestia asta. Nu se mai întâmplă chestia asta. Și asta e frica ta. Nu e frica mea. Ba da. Ți-am zis și zilele trecute. Și încă, da. Ți-am zis zilele trecute. Dacă eu îmi fac relație cu tine sau cu Mariana, spre exemplu, dau un exemplu așa, ipotetic vorbind, eu o să fiu același. Eu în continuare o să mă cer cu toată lumea, pentru că ăsta sunt eu da, aici. Dar ei nu o să mai certe cu tine atât de mult. Ei nu o să se mai de unde și până unde? Pentru că o să țină și cont și de mine, poate. O țină cont și de tine? Da. Și atunci nu o să mai iasă așa cum vrei tu. Încerca să... Nu o să-ți mai iasă jocul, ca tu să fii singur contra toți. Nu o să mai iasă jocul? Asta e problema ta. Și încă ceva, eu dacă vroiam să fiu un top, puteam să fac chestia asta, nu trebuie să ajung eu sus că stau cu tine de vorbă. Nu o să ajung eu sus că eu o să vorbesc cu tine, nu. Eu dacă vreau să fac chestia asta, puteam să fac și singură. Ți-am spus, puteam să intru să dau în fiecare cum o faci tu. Și așa ajungeam eu singură în top. Fără să depind de tine. În continuare, nu consider că am zis nimic prost. Nu, ba da, ai spus. Nu am zis nimic prost. Ba da. Nu am zis. Am zis din perspectiva ta. Cum vrei să vezi din perspectiva lor. Știi ca apropierea asta pe care o ai tu față de mine, vrei tu să mă scazi pe mine. Vreți voi să mă scadeți, ca să ieșiți voi în evidență. Cine să te scadă? Ce treaba mea să te scad eu pe tine, Marinescu? Dar tu crezi că eu am venit aici ca să fiu un top? Nu. Ăsta e scopul tău, dar nu și a meu. Da, ăsta e scopul tău. Păi și a meu nu e să fiu un top. Eu n-am venit aici să fiu eu pe primul loc. Câștigi? Nu am venit să fiu pe primul loc, nu. Aici se vine să-ți faci o relație, dar nu să fii e un concurs. Pe primul loc. Concursul da, e vorba de relație. Reprezintă aia o competiție, da? Competiția reprezintă o întrecere între două persoane sau mai multe. Că dacă e doar o persoană, nu poate să fie o competiție. În final, cineva câștigă. Da, știu. Pot fi eu sau poți fi tu. Dar nu pot să-mi fac relație cu niciuna dintre voi. Pentru că, pentru că voi toate ați dat în fosta mea iubită. Hai, lasă-mă că n-ați avut nicio relație. Te rog frumos. N-ai de unde să știi. A spus-o ea singură cu gura. Ai fost vreodată? A spus-o ea singură, nu o spun eu. Ea ți-a spus singură. Nu mi-a zis că n-a avut o relație cu mine. A zis că nu putea să fie o relație între noi doi, pentru că voi doi ați fost doar două zile împreună. Așa că voi ați încercat, dar nu ați fost într-o relație. A spus ea singură. Și plus că... Nu a zis asta, nu îmi bate câmpii. Cum n-a zis chestia asta? A spus-o ea singură, Marinescu. Și când a venit doamna Cristina, a spus că voi doi nu ați avut o relație. N-ai cum să aveți o relație din două zile. Nu există relație două zile. Nu există. A spus-o ea singură cu gura ei. Uite, tu ai avut relații la viața ta? Poți să te uiți. Tu ai avut relații până acum? Nu. Niciuna? A avut pache, dar eșuată. Păi ai avut poate sau n-ai avut? Ai avut sau nu? Da. De ce? Ce durată? Ce durată? 3 săptămâni. Minți. Mă minți în față. De ce ești mincinoasă? Cu Achi am fost 3 săptămâni. Cum? Aia, de ce ești mincinoasă? Cu Achi am fost 3 săptămâni. Cât am fost cu Achi? Două săptămâni în casă și încă o săptămână în afară și după aia numai. 3 săptămâni. Nu mă refer, mă refer înainte. Înainte nu am avut. Am spus clar că nu am avut când am intrat prima zi în casă. Am zis că n-am avut. Iubit? Nu. Minți.
A spus clar că nu am avut relație. Aia ești mincinoasă. Măi, eu când am intrat prima zi în casă, am spus clar că eu nu am avut nicio relație. Eu nu am avut relație. Nu fi viperă, că lumea te vede dacă ești Marinescu, viperă. Marinescu, eu când am intrat în casă, prima zi am spus că eu nu am avut nicio relație la viața mea. Așa că primul care va fi aici, va fi prima mea relație. Eu nu am avut relație. Nu am avut relație. De ce să spun chestia asta când se poate afla? Eu când spun că nu am avut, nu am avut. Și dacă mint, se află cât de repede. Putea să se afle, oho, că am afirmat chestia asta din prima zi când am venit aici. Da. Ce știi tu despre mine? Adică? Ce știi despre mine? Ce îmi place să fac? Ce îți place să faci? Sport. Dar de ce mă întreb pe mine? Te întreb. Dar de ce mă întreb? Să văd cât de... că ai zis că... că arăt bine, că reacționezi mele. Că sunt curios. Frumos. Și că ți-am reacționat la o poză. Mare lucru ce am făcut. Ce îți place la mine așa? Că zici că-s frumos. Am zis că ești frumos atât. Păi ce-ți place? Păi ești frumos, ce-mi place. Fața, piciorul, păi din ce moment părul spun de pe mâini, ce-ți n-am place? N-am spus că doar fața ta e frumoasă, spun că ești frumos. Înseamnă că cu totul ești frumos. Da, ce te uiți așa? Te interesează doar esteticul? Ce? Doar esteticul? Nu, te... că știu că ești un om bun, dar aici... știi că aici... ai văzut că vin în casă, râd, zâmbesc cu voi? Știi mi-am dat seama, lucrurile boss. Care le faci. Băi, boss, mi-am dat seama că e vrăjala ta. Încerci acum vrăjala... să te legi de Marinescu și de Jitaru. Ce? Încerci să te legi de mine și de Jitaru. Să mă leg de doi? Da. Pentru? L-ai cu scris pe eu? Tăbliță pe Jitaru. Pentru că eu cu Jitaru vorbesc, cu Jitaru sunt... eram în cunoaștere, că astăzi a afirmat că nu mai e în cunoaștere cu mine. Păi da, dar Jitaru nu... îl refuzi. Nu refuz, mai ales cu el vorbește prost. Consider că eu vorbesc prost? Tu nu, el scoate unele lucruri pe gură care nu-mi plac. Eu nu sunt de vină cu nimic. Dacă el nu știe ce vorbește. Nu știu, boss, mie mi se pare normal să mă interesează, să mă intereseze lumea de acasă. Despre asta e vorba. Normal, voi, dar nici... dacă pe voi nu vă interesează de problema voastră. Ne interesează și pe noi, dar nu să-mi spună mie lumea de acasă, aia fac cuplu cu George și o să fac cuplu cu George. Dar nu mi-a zis nimeni treaba asta. Ba, chestia asta e dat de înțeles. N-am dat de înțeles nimic, că voi înțelegeți ce ba, vreți voi. Ba, dar chestia asta e dat de înțeles. Voi înțelegeți ce vreți voi. Că lumea de acasă nu ar accepta ca tu să fii într-o relație cu mine. Și tocmai de asta nu vei fi. Păi eu te-am întrebat, da, am văzut și eu multe comentarii unde spunea lumea că tu cu Andreea v-ați potrivit pentru că amândoi sunteți contra tuturor. Și uite că ai făcut o relație cu Andreea. Așa și? Păi spun și eu de gura lumea. Nu de gura lumea. Și până la urmă dacă o fac de gura lumea, care e problema aia? Dar dacă lumea îți spune să te arunci mă, de pe balcon, care tu e problema? O faci? Că avem susținători. Dar dacă susținătorii spun, Marinescu, aruncă-te de pe balcon, tu faci, aia. Tu nu trebuie să faci ce simți. Aia. Uite. Uite, suntem diferiți. De asta nu avem cum să avem ceva împreună. Marinescu! Suntem diferiți. Uite, îți mai dau încă un motiv. De eu te întreb primul din motiv nou. A fost ăla de ți l-am zis acolo. Că vrei să mă scazi. Și, spus... și tu vrei să te ridici. Nu, eu nu mă cunosc. Și eu scăzând, vă ridicați cu toții aici în casă. Eu n-am nicio treabă cu scăzutul, cu ridicarea, n-am nicio treabă. Ți-am spus că eu dacă vreau să fiu un... vroiam să fiu un top, puteam să fiu. Dacă vreau să fiu un top, puteam să fiu. Puteam să intru și eu în casă, să dau un fiecare. Tu poate să zic să mă plâng, vai, că toată casa e împotriva mea. Dar nu. Nu. N-am nicio treabă cu topul. Și încă ceva, eu te întreb din nou, dacă lumea de acasă spune să te arunci în cap, tu o faci? Tu nu faci ce simți? Păi dacă ție nu-ți place de persoana aia și lumea de acasă spune, ba, Marinescu, tu te-ai potrivit cu ea, de ce trebuie nu faci relație? Trebuie să te intereseze lumea de acasă aia. Marinescu, dacă mie nu-mi place votează. De o persoană și lumea de acasă spune să fac o relație cu ea, lumea cum să fac relație cu ea? Aia. Nu contează! Nu te votez eu! Nu lumea contează! De acasă te lumea de acasă trebuie să-mi accepte deciziile mele, nu pot să iau deciziile lor. Dacă mie nu-mi place de o persoană și lor le place, n-am cum să fac o relație cu el, că lumii de acasă le place acea persoană, dacă mie nu-mi place. Ce ai? Trebuie să faci ce simți, nu ce spune lumea de acasă. Da.
Și bravo că ai recunoscut din nou că tu faci bine lumea de acasă. Care plună. Dar nu ți-am zis, mă, că fac ce ți-am dat acasă, băi, aia, îmi bat gura de ceaba cu tine? Eu cred că eu o fac. Tu o faci? Păi nu, mă, nu o mai face, că-ți pierzi timpul. Păi văd că eu o fac, uite, că încet, încet spui și după aia, când îți spun ce spui tu, a, nu, că n-am zis așa, nu înțelegi tu. Îți pierzi timpul aia cu mine. Dar ce? Du-te cu jitarul, lasă-mă pe mine, n-are. Ce timp îmi pierd eu? Zile, zici, la Andrada, zile tuturor, că na, nu-i cazul. Dar ce treabă am eu cu ce spune lumea? Nu mă interesează. Nici moment eu nu am afirmat nimic în legătură cu tine. Și nu o să afirm niciodată oricum. Dar vrei să afirm? Ce? Vrei? Vreau să aflu să văd până unde în spate e pielea. Nu zic că nu e niciun joc. Ți-am spus că dacă era un joc, mă afirmam de mult că mi-e place. Ți-am mai zis că ești mincinos. Ți-am zis că... ochii tăi și atitudinea ta. Tocmai că eu nu știu să mint. Uite, eu nu știu să mint. Eu când mint, îmi vine să râd. Ochii tăi și atitudinea ta nu sunt de încredere. Nu știu să mint, ți-am spus. Și vezi când mint, nu? Până acum ai văzut când am mințit. Dar uite, când îți spun că nu e un joc, nu e niciun joc. Dacă era un joc, afirmam faptul că te plac și că vreau o relație cu tine. Dar până acum eu n-am afirmat nimic. Și asta puteam să spun când erai împreună cu Andreea. Atunci era un joc, momentan nu e niciun joc, că tu nu mai ai relație. Alea acolo. Bă. Ce? Le-am văzut cu toți, nu ți le mai strângi. Na, nu mai trezează. La 18 ani așa te prezinți? Cum? Cu sânii la vedere? E decolteu. Zine. Pare rău dacă eu mă îmbrac așa, dacă ăsta e stilul meu vestimentar. Vezi că a pus ieri mâna agitarul pe tine. Pe picior, da, și? S-a pus mâna pe picior. După aia am pus picior peste picior. Nu, că după aia am pus picior peste picior. Dacă eu puneam mâna pe tine, cum reacționai? Interesant. Nu mă lăsai? Mm. Ce vrăjile-i? Eu n-am vrăjeală. Chiar deloc. Mă, te învață lumea ce să faci. E ce? Bine, e bine să te învețe lumea ce să faci pe aici. Pe mine? Da. Nu mă învață nimeni, mă jur pe ce vrei tu că nu mă învață nimeni. Eu fac nu ce vreau jur. Eu și ce simt eu. Eu nu am spus, eu cu gura mea că mă învață lumea de acasă, dar tu ai spus-o. Pe mine nu mă învață nimeni ce să fac, mă duc cu capul chiar foarte mult. Că eram eu mai rușinoasă la început și n-am vorbit, e altă chestie, că așa sunt eu la început.